Aș vrea să citesc trei versete din Biblie, un verset din Cartea Proverberilor, din capitolul 14, versetul 12, și din Psalmul 34, versetele 4 și 5. Proverbe 14 cu 12. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Psalmul 37, versetele 4 și 5. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează soarta mâna Domnului, încrede în El și El va lucra. Amin. Dacă ar fi să facem o definiție sau să răspundem la întrebarea ce este viața noastră, am putea, într-un anumit fel, să spunem că și viața noastră, practic, este și se derurează după anumite decizii pe care noi le luăm, anumite hotărâri pe care noi le facem și aceste hotărâri, sigur că le luăm în funcție de ceea ce cunoaștem, în funcție de ceea ce probabil nu cunoaștem, aceste hotărâri pot fi bune și de ce trebuie, trebuie să și cunoaștem, chiar dacă suntem copiii lui Dumnezeu, că aceste decizii uneori pot fi și rele. Și de foarte multe ori acționăm în funcție de deciziile pe care le luăm sau acționăm în funcție de dorințele pe care le avem. Și cred că fiecare dintre noi s-a confruntat cel puțin odată în viață când a spus, oh, dacă știam că așa se întâmplă, nu procedam la fel. Desigur, este un lucru care e trecut, ai luat o decizie în trecut, am luat o decizie în trecut și sigur că urmările care sunt le vezi și nu-ți nu convine de care sunt. Și aceste decizii, sigur, le luăm de foarte multe ori în funcție de călăuzirea pe care o avem. În 1 Corinteni 2 cu 12 spune, Noi n-am -am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și sigur că avem această pretenție să spunem totdeauna, repet, avem această pretenție să spunem totdeauna, noi suntem călăuziți de Dumnezeu. Ar fi bine, repet, ar fi bine. Probabil vi se pare ciudată această afirmație, dar realitatea este, și vă aduc aminte, două câteva versete din Biblie, de fapt două versete, Isaia 55, versetele 8 și 9, care spun căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Căile voastre nu sunt căile mele, ci cât de, de sus sunt cerurile față de pământ, atât de sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre nu totdeauna în acțiunile pe care le deprindem, acțiunile pe care le facem, cum procedăm, nu totdeauna dăm dovadă că -și suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Avem, este și altă influență în viața noastră, așa după cum vom vedea în Biblie. Și mai există încă un lucru în luarea deciziilor pe care noi le luăm și noi le facem. Știți, avem pretenția să trăim într-o într lume, într lume Plină de informații. Avem informațiile, suntem învățați, pe noi să nu ne învețe nimeni, eu le știu pe toate. E, sigur, sunt sigur că ați auzit de multe ori, sau chiar dacă n-ați auzit în acest fel afirmația, dar v-ați seama că în spatele lucrurilor se ascunde acest lucru și uităm că, de fapt, ceea ce spune Apostolul Pavel și scrie e, Corintenilor, căci. Cunoștința îngânfă, dar dragostea zidește. Aș vrea să vă vorbesc, să vă arăt patru exemple din Biblie în care oamenii au luat niște decizii în funcție de ceea ce au știut ei sau au crezut eu ei că este bună și n-a fost bună sau au crezut că ar proceda bine dacă ar face altfel și totuși Dumnezeu le-a cerut să facă altfel. Prima decizie pe care o luăm și prima întâmplare la care ne uităm este în Samuel, în capitolul 15. 1 Samuel, capitolul 15. Este vorba de împăratul Saul și de Amale. În capitolul 15 citesc versetele 2 și 3. Așa vorbește Domnul oștirilor. Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel când i-a stupat drumul la ieșirea lui din Egipt. Dute acum, bate pe Amalek și nimicește cu desăbârcire tot ce a lui. Să nu-i cruți și să omor bărbații și femeile, copiii și pruncii, camilele și măgarii și boii și oile. O decizie pe care Dumnezeu îl ia, o decizie de fapt care îi aduce aminte căci cândva Moise a vorbit despre acest lucru și a dat această poruncă lui Israel. Iată, iar acum a venit timpul ca Dumnezeu să acționeze. Saul strânge Israelul, peste 210.000 de ostași, merge, pornește război cu Amalek, îi omoară pe toți și, dar, ce trist că totdeauna există un dar. Dar, în versetul 9, spune în felul următor. Saul și poporul au cruțat pe Agag și oile cele mai bune, boi cei mai buni, vitele grase, mei grași și tot ce era mai bun n-a vrut să le nimicească cu desăvârșire și n-au nimicit numai ce era prost și nebăgat în seamă. Așa cum spuneam, trist este că totdeauna există un dar. Trist este că omul ia o decizie pe care nu îl ia Dumnezeu și trist este că crede că procedează bine. În Exod, în capitolul 17, versetele 8 și 16, descriu acest eveniment al poporului ieșit din, din Egipt, din Robia Egipteană, când aproape căsătorea pe drum și Moise, când înainte de moarte îi spune lui Israel și îi spune lui Iosua, adu-ți aminte de ce ți-a făcut amalek pe drum și cum s-a aruncat asupra voastră când erai obosit și slăit de puteri, când îți va da Domnul Dumnezeul tău o dignă, după ce te va izbăvi de toți vrăjmașii care te înconjoară în țara pe care Domnul Dumnezeul tău ți-o dă ca moștenire spre stăpânire, să ștergi pomenirea lui Amalek de sub ceruri. Să nu uiți lucrul acesta. Saul a primit această poruncă să meargă la război. A pornit la război. Toate bune și frumoase. A nimicit tot ce era, gândea el că este de nimicit. Și aici este o parte bună. Dar, spune Cuvântul Domnului, l-a cruțat pe Agag, împăratul Amalecului, și a cruțat tot ce era mai bun. Și boii, și cămilele, și măgarii, și toate valorile care erau mai bune, le-a cruțat pentru el. Și acum vine problema. Vine problema. Aș vrea să vă spun ceva, așa ca în paranteză. Poporul Domnului sau un copil al Domnului poate să se tărească, poate să fie obosit, poate să fie căzut pe drum. Nu te arunca asupra Lui. Repet, nu te arunca asupra Lui. Dumnezeu are grijă de copiii Lui. Și are grijă și de cei care se aruncă asupra Lui. Exact așa cum a avut grijă de, de Israel și cum a avut grijă de Amalek să se arunce. Și Domnul vede lucrarea ceea ce a făcut Saul și îl trimite pe Samuel la el și când Samuel apare și îi spune ai, ai păzit porunca Domnului, am păzit, am păzit toată poruncile Domnului. Dar ce-i cu behăitul ăsta, spune Saul, întreabă Saul. Și atunci Saul începe și se dezvinovățește, știi? Știi, poporul a cruțat, oile cele mai bune, oile cei mai buni, magari, măgarii, acusat și pe, pe, pe toți ceilalți. Și atunci vine decizia și Samuel îi comunică decizia Domnului. E, căci îi plac Domnului mai mult arderile de tot decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultare este tot atât de vinovată ca și ghicirea, și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât de închinarea la idol și la terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te lapădă și El pe tine ca împărat. Multe căi se par omului bune, dar la urmă duc la moarte. Culme e, culme e că Saul se dezvinovățește și a spune, căci eu am păstrat tot ceea ce era, era bun. Ce era bun l-am păstrat pentru Domnul, pentru jertfa Domnului. Pe păi dacă Domnul avea nevoie de jertfă, i cerea lui, vă aduc aminte de ceea ce spune Psalmul 50, căci al meu este pământul cu tot ce cuprinde el. Dacă mi-ar fi foame, ți-aș cere fie. Dragii mei, Trebuie să ascultăm de cuvântul Domnului exact în totalitate după cum spune El. Știți, nouă unii se par bune, logica noastră este mai bună, e, pregătirea noastră este mai bună. Dați-mi voie să vă spun, înțelepciunea lui Dumnezeu a creat Universul ăsta. Omul nu îl va întrece în înțelepciune pe Dumnezeu niciodată. Și am curajul să spun, fără să jignesc pe cineva, vă respect și vă iubesc pe toți. Omul nu se va apropia ca înțelepciune niciodată de Dumnezeu. Are atâta înțelepciune cât îi dă Dumnezeu. De aceea, haideți să ascultăm de cuvântul Domnului. Și încă ceva. Nu încerca să te dezvinovățești dând vina pe alții. Că și alții au făcut Poporul, poporul acela, poporul acesta n-a vrut să cruțe și a, 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 a păstrat totul pentru Domnul. Păi vă pun eu o întrebare. Cine era împărat în Israel la ora aceea? de cine se asculta. Poporul era sau Saul era împărat. Saul a fost împărat. Dar iată că Saul a primit lepădarea și peste câțiva ani de zile și-a văzut moartea. Și nici el și nici copiii lui n-au ajuns niciodată în poziția pe care el și l-a dorit. Pe care el și l-a dorit și pe care el și l-a gândit. Deci un prim gând, un prim gând este căci ascultă de glasul Domnului. Al doilea lucru. Al doilea exemplu, în capitolul 8 din Faptele Apostolilor, începând de la versetul 26 până la 40, găsim întâmplarea și istoria lui Filip cu famenul izraele, etiopian. Și am să citesc doar un singur, de fapt două versete care spun în felul următor. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis, scoală-te și du te spremează pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a scolat și a plecat și iată că un etiopian, un famel, cu mare putere la împărăteasa cantacea a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visterilor ei, Venit la Ierusalim să se închină și urmează istoria mai departe. Dar ca să ne dăm seama ce se întâmplă, trebuie să ne uităm puțin în acest capitolul 8. Capitolul 8, care cuprinde în ea întoarcerea lui Saul, despre care o să vorbim puțin mai târziu, cuprinde apoi înmormântarea lui Ștefan, cuprinde uh, marea trezire din Samaria în care este involvat Filip, acest evanghelist, acest diacon este acolo, dar ei care au trebuit să plece din, din Ierusalim din cauza prigoanei, a ajuns în Samaria și era involvat într-o mare evangelizare. Era în mijlocul evangelizării, o evangelizare mare în care oamenii se întorceau la Dumnezeu, în care oamenii uh, erau vindecați, în care se făceau minuni și toată lumea era foarte bucuros că se întâmplă în lucrul acesta. În mijlocul acestui eveniment mare, Filip primește un mesaj din partea Domnului. Scoală-te, coboară spre drumul care coboară de la Ierusalim spre Gaza și este și pustiu, culmea, este și pustiu. Păi oare Domnul să nu fie avut cunoștințele, să nu fie avut informațiile necesare? Nu fi avut și n-ar fi știut că el de este nevoie de Filip acolo în Samaria? Se lași Samaria acolo în mijloc evangelizării, exact prin cel care face evangelizarea, să te duci cu 40-50 de maile în sud, la aproximativ 60-70 de kilometri, și pe deasupra ei se spune că ce este și pustiu, ce să cauți pe un drum pustiu, ce evanghelizare mai poți face pe un drum pustiu. Oare a înțeles bine? N-a înțeles bine. Dar cu toate acestea, Filip, ascultă de glasul Domnului. Probabil că în inima lui sau în mintea lui s-au perindat multe gânduri. Așa cum se perindă și în mintea noastră foarte multe gânduri. Dar Filip ascultă de grasul Domnului și aș vrea să spun un singur lucru. Indiferent ce gânduri ți se perindă atunci când Domnul îți spune ceva ca să te duci undeva, indiferent ce gânduri îmi trec mie prin minte atunci când Domnul mă trimite undeva sau te trimite undeva, singurul care cunoaște prioritățile este Isus Hristos. Nu sunt eu și nu ești tu, este Isus Hristos și el știe de unde unde este cea mai mare nevoie de tine. El știe ce deci foarte bine care sunt prioritățile. El are un plan după care noi trebuie să ne ghidăm și nu invers. Repet, și nu invers. El are un plan după care trebuie să mergem. Și Filip ajunge carul acestui famen etiopian și îl aude că citește pe prorocul Isaia, citește capitolul 53 din profetul Isaia și îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Și famenul îi răspunde, cum să înțeleg dacă nu îmi răspunde, dacă nu îmi explică cineva ce se întâmplă aici, despre cine se vorbește aici, despre el, despre altul, cine este acesta despre care vorbește suferința? Și Filip începe să îi îl propovăduiește pe Isus Hristos, iar ajungând la o apă, Faminul este cel care îi spune, iată apa, pe dacă crezi, dacă crezi. Și faminul este botezat și fiecare își urmează alt drum. Ceea ce este interesant, etiopianul se duce înapoi în țara lui, întors la Dumnezeu, botezat, copilul lui Dumnezeu, iar Filip nu mai este dus înapoi în Samaria, repet, nu mai este dus în Samaria. Biblia spune că el se găsește la Azot, la un orășel Azot care este încă tot la sud și de acolo începe să evangelizeze din nou și ajunge iar la Samaria. Mai târziu îl găsim la Samaria. Iată căci cât de minunat este să asculți cuvântul Domnului. Ascultă cuvântul Domnului chiar și atunci când nu înțelegi că nu înțelegi ce se întâmplă și nu înțelegi care ar fi prioritățile Domnului. Al treilea lucru. Al treilea lucru, să rămânem tot puțin în capitolul acesta 8, de data aceasta să rămânem la începutul capitolului. La începutul capitolului, de la versetul 1 la 22, tratează întoarcerea lui Saul din Tars, pe care, pe care noi îl știm mai târziu, Apostolul Pavel. Apostolul Pavel de Tars din Saul primește, de la preoții cei mai de seamă, primește scrisori de împuternicire către alții din Damas ca să pune și acolo să aresteze pe copiii Domnului și să îi arunce în temniță. Și pe drum și pleacă cu alai, pleacă cu însoțitori, dar pe drum este oprit de cineva. Și acest cineva este exact acela pe care el îl prigonește. Este oprit de Isus Hristos. Este oprit și cade jos, și după aceasta, după ce conversația pe care îl are el cu Isus Hristos, el trebuie să plece în Damasc. Dar de data aceasta, Pavel ajunge să fie orb. Orb fizic nu mai vede, trebuie să fie condus de alții și să ajungă. Dar Pavel, din momentul acela, viitorul Pavel, din momentul acela, începe să postească și începe să se roage. Acesta este partea pe care îl face apostolul viitorul Apostol Pavel. În același timp, spune cuvântul Domnului în aceste versete, că trăia, printre mulți alții, în Damasc trăia un ucenic pe nume Anania, care l-a văzut pe Apostolul Pavel că se roagă. Se roagă și el a văzut într-o vedenie și Domnul îi spune, scoală-te și du-te acolo. Și Anania imediat, imediat se sperie, păi Doamne, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Omul ăsta tocmai pentru aia a venit ca să ne aresteze pe noi, pe toți. A venit tocmai pentru aceea ca să ne arunce în temniță pe toți, ca să ne omoare pe toți. Dar dacă tu zici, și Isus Hristos îi continuă în vedere și îi spune, dute, te și dute la El, căci El este un vas ales al meu du și spune-i și am să-i arăt cât va trebui să sufere, dar înainte de acesta va trebui să ducă cuvântul meu înaintea împăraților, înaintea dregătorilor și voi arăta eu cât va trebui să sufere. Anania nu stă pe gânduri. Repet, nu stă pe gânduri. Știți, noi de foarte multe ori ne gândim, ne gândim oare ce se va întâmpla cu noi dacă Domnul ne trimite într-un loc? știu eu, într-un loc în care există un pericol, într-un loc în care putem să ne pierdem viața. Aș vrea să spun un lucru. Știi, nimeni nu și-a păstrat viața. Îl păstrează Dumnezeu, îl păstrează Iisus Hristos. Iar dacă Iisus Hristos vrea să te păstreze, indiferent ce se va întâmpla, te va păstra. Dacă a reușit să păstreze viața celor trei în cuptorul de foc încălzit de șapte ori mai tare, o va păzi și pata și pamea. Dacă te va trimite. Cunosc un frate, care a fost trimis la un foarte mare împotrivitor, care i-a promis că îl va omorî. Unde-l va întâlni, acolo îl va omorî. Și cuvântul Domnului i-a spus, dute, dute, că eu am să te păzesc. A plecat și a făcut misiunea pentru care l-a trimis Domnul și nu s-a întâmplat nimic. În momentul când a ieșit din casă, a dispărut acel om la care a fost trimis și acel om la care, care i-a promis că îl va omorâ, nu l-a văzut. Și atunci și-a dat seama după ce a dispărut. Oi, zice, a da, fost aici, de da, cum de nu l-am omorât? Cum de nu l-am omorât? Dumnezeu păzește copiii lui. Dumnezeu este Cel care este cu noi și în toate lucrurile. Dacă te trimite Domnul undeva, nu sta pe gânduri, repet, nu sta pe gânduri, ci du-te acolo unde te trimite Domnul. Domnul are grijă de viața ta. Poți să mori și acasă în pace. Repet, dacă Domnul vrea. Dar Domnul nu-ți vrea moartea. Domnul vrea ca tu să fii și eu să fiu împreună lucrător cu El. Al patrulea exemplu pe care aș vrea să vi-l spun este în capitolul 10. În capitolul 10 este vorba de, de, faptele apostilor, despre întoarcerea sutașului Corneliu. Sutașul Corneliu care nu era dintre evrei. Nu era dintre evrei și poporul Domnului sau ucenicii lui de pe vremea aceea nici nu au mers, nici măcar nu i-a interesat de, 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 cei străini. Dar acest om era cu cucernic. Era cu cernic, postea, se ruga și acestui om i s-a arătat în vis, într-o vedenie, un înger care i-a spus, trimite la pe după un care Petru. Un oarecare Petru care este în casa unuia lui Simon Tăbăcaru, este lângă mare și îl găsește acolo și el îți va spune ce să faci. Ce să faci? În timpul acesta, Petre, Petru stă în casa simului Simon Tăbăcaru și așteaptă să îi se facă mâncare. Este pe acoperiș, se roagă și vede o vedenie. Vede un vas care se coboară din cer și în acest vas nu este mâncare, care l ar fi, ar fi preferat el, ci sunt fel de fel de târătoare, fel de fel de animale târătoare pe care e și scârbă să te uiți la ele. Și aude un glas scoală-te, taie și mănâncă. Doamne, nici de cum. În gura mea niciodată n-a intrat nimic spurcat sau necurat. Nici de cum, Doamne, eu n-am să fac acest lucru. Și Petru vede această vedenie de trei ori, de trei ori îi spune glasul acela și de trei ori îi răspunde la obiecțiile lui, la, la, împotrivirea lui, de trei ori îi spune glasul acela. Ce a curățit Dumnezeu, tu să nu numești spurcat sau necurat. În timpul acesta ajung soldații trimiși de Corneliu, ajung la poartă și Petru aude glasul Duhului Sfânt și îi spune niște oameni te caută, scoală -te, du-te cu ei, ei eu i-am trimis. Și Petru merge cu ei, ajunge în casa sutașului Corneliu și primul lucru care începe să zică, știți, și nu este îngăduit unui iudeu ca să intre în casa celor netăiați în prejur. Cu alte cuvinte, cu alte cuvinte, noi curații nu avem ce căuta între cei necurați. Tradus pe românește. Dar spune Petru, dar Dumnezeu mi-a spus ca să nu numesc necurat pe cel pe care l-a curățat el. Și începe să începe să propovăduiască pe Isus Hristos și în timp ce vorbește despre Isus Hristos, în timp ce vorbește și propovăduiește pe Isus Hristos, Duhul Sfânt se coboară peste Corneliu, peste casa lui, încep să vorbească în alte limbi și să prorocească după cum le da Duhul să vorbească. Cât de minunat este Domnul! Ce s-ar fi întâmplat cu noi neamurile dacă Petru nu ar fi ascultat de glasul Domnului? Desigur, Dumnezeu ar fi putut să-și facă lucrarea oricum îl face. Știți, ar fi, dar este bine să asculți Domnul, de clasul Domnului. Sunt lucrări pe când la care Dumnezeu te-a chemat pe tine. Știi, noi avem obiceiul acesta rău. Repet, obiceiul acesta rău, începem să ne comparăm unii cu alții. Păi și eu știu ca el. Și o știu ca ea, și o pot ca el, și eu pot ca ea. Aș vrea să spun, Dumnezeu nu face două lucruri la fel. Nu a creat doi oameni la fel. A creat pe fiecare un unicat. Un unicat. Ce ți-a dat ție nu i-a -ți dat, dat la altul. Ce a pus în tine, aia vrea să-l folosească. Ce a pus în mine, aia vrea să-l folosească. Nu disprețuiești dar. Nu te uita la mărimea, știu eu cât e și compară-l cu altuia, cu oh ăla e cât de mare, aia e cât de nu știu cum e. Nu te compara ce ți-a dat Dumnezeu, ce a pus în trupul tău, ce a pus în inima ta, este darul cel mai minunat pentru tine. Așa a crezut creatorul de cuvință ca să-l facă și să-l pună exact acolo unde este, dar are nevoie de acest lucru, are nevoie de acest dar. Lasă-te călăuzit de Domnul. Și în concluzie, Chiar dacă nu înțelegem în planul lui Dumnezeu, fă în tocmai ce -ți spune el. Saul l-a ascultat numai în parte, cu alte cuvinte. Nu l-a ascultat, l-a lepădat. L-a lepădat. Ceea ce nu știa Saul la ora aceea, a știut Dumnezeu. Mai târziu, după moartea lui Saul, la aproximativ 650-700 de ani, un anume. Haman Agagitul s-a sculat în curtea lui Arta Sexerxe și a vrut să omoare pe toți evreii din Susa și din tot ținutul uh, babilonian. Dumnezeu a știut acest lucru, dar Saul l-a cruțat pe Agag. L-a cruțat pe Agag și probabil a chiar cruțat și familia lui, căci este un descendent al lui, Haman Agagitul spune Biblia. Iată că și Dumnezeu știe lucrurile înainte pe care eu nu le știu și nici tu nu le știi. Dacă Dumnezeu îți spune să faci în așa fel, fă în așa fel, cum de pe El ți-a poruncit. Apoi în al doilea rând, chiar dacă este o lucrare foarte importantă în lucrarea Domnului pe care îl faci, și este foarte importantă, fiecare, repet, fiecare lucrare este foarte importantă, prioritățile le știe Dumnezeu. Dacă spune, lasă în momentul acesta, acum asta și fă-o pe aia la altă, fă-o pe aia la altă, El știe de cel mai bine. Și chiar dacă tu nu ai nicio explicație, chiar dacă nu știi de ce, chiar dacă știu eu, nu-ți nu -ți intră atunci, nu-mi intră atunci, nu, nu pot să fac nicio legătură cu alta, Dumnezeu știe care este prioritatea. Dumnezeu știe care sunt lucrurile. Exact așa a făcut. Uh, și... Uh, Filip a lăsat o lucrare și Dumnezeu l-a dus înapoi la lucrarea, dar în timpul acela era nevoie de el în altă parte. Repet, era nevoie de el în altă parte și Dumnezeu l-a dus înapoi, dar Dumnezeu și-a făcut lucrarea. În al treilea rând, dacă Dumnezeu te trimite undeva și ți se pare că este un pericol de moarte, încredințează soarta în mâna Domnului. Încrede-te în El. Și el va lucra, așa cum am citit din psalmul 37. Încrede-te el. Anania prima dată și-a pus, Doamne, poate că este ultima zi, poate că va trebui să mor. Eu am auzit despre acest om, știu cine este acest om, ei, hey, a știut el ce a știut, dar Dumnezeu a știut totul. Dumnezeu a știut că cine este apostol Pavel. Și l-a trimis acolo și l-a păzit. Și l-a păzit și cât de minunat este că atunci când a intrat în casă, nu i-a mai zis pregonitorule, și a zis frate Saul, Domnul m-a trimis la tine. Asculte de Domnul dacă te trimite. Și în al patrulea exemplu, știți, noi suntem mântuiți și dacă suntem mântuiți, nu te crede. Nu te crede Aș vrea să folosesc, sunt să folosesc o expresie. Știți, suntem mântuiți și ne credem oarecum buricu pământului. Nu ne atingem de ea, nu vorbim cu ea, nu avem nicio legătură cu ea, alții. Oiazi necurați, noi suntem curați, oiazi nemântuiți, noi suntem mântuiți. Așa zice și apostolul Petru. Niciodată, niciodată eu n-am mâncat ceva necurat sau spurcat. Știți, este foarte greu ca să mergi, mă uitam la lista aceasta noastră și mi-a sărit un nume de pe această listă noastră de rugăciune David Malkov. Un om care se duce și vestește Evanghelia lui Hristos și alții probabil îl scuipă, alții sunt așa cum sunt cu el, dar el tot se duce. Știți, și noi stăm confortul nostru și cum să mă duc acolo? miroase a de acolo, de, rău. Omul ăsta duhnește a băutură, domnule, cum să-i spun eu că de ceva? Cum să am eu ceva legătură cu el? Dar știți, ne pocăiți, Domnule. Așa a spus și Apostolul Petru. Dar aș vrea să spun, Dumnezeu îi iubește și pe ei și vrea să-i mântuiască și pe ei. Și tu niciodată nu o să știi și nici eu nu știu, niciodată nu o să știu cine este el. Exact cum Anania n-a știut cine este Saul, cu adevărat în ochii lui Dumnezeu, așa cum Petru n-a știut că Cornelu este un vas ales și este începutul uh, bisericii dintre neamuri, așa probabil nu știm nici noi. Dar mă rog, Domnului, că atunci când auzim glasul Lui, să ascultăm de glasul Lui, când auzim călăuzirea Lui, să mergem după călăuzirea Lui, să mergem și să facem exact ceea ce ne-a zis Domnul, și zic aceasta, Domnul, să ne ajute. Amin.